Lucrările vor începe sâmbătă și vor dura maxim o lună. Până la disputarea finalei, stadionul nu va mai găzdui nicio partidă sau alt eveniment. Prezent la conferința de presă, primarul general Sorin Oprescu a recunoscut că inițial suma de 4 milioane de lei s-a părut mare, dar a primit asigurări din partea specialiștilor că aceasta se încadrează în limitele normale pentru acest tip de lucrare. Nu e mare, m-am interesat și eu, pentru că și mie mi s-au părut niște dimensiuni mai mari. Dar nu, specialiștii spun că în această sumă intră și instalația de iluminare artificială. Este pentru prima oară când primăria intervine financiar în problema gazonului. Dacă se putea și mai bine. Da, cred că se putea și mai bine, dar n-am cheltuit nimic, a intrat în obligația constructorului, iar bâlbele de atunci au existat pe fondul unor promisiuni mari de seriozitate, care s-au dovedit a nu fi așa. Mă interesează să nu ne mai lovim de lucrurile de care ne-am lovit în trecut. Operațiunea de înlocuire a gazonului include și schimbarea primilor 10 cm de nisip din stratul de suport. Se va interveni apoi cu lămpi de fotosinteză la nivelul solului, a menționat primarul. Oprescu a adăugat că din luna octombrie nu va mai fi nevoie de sistemul de iluminare a gazonului cu lămpi de fotosinteză. Asta nu înseamnă că schimbăm gazonul la anul. Nu schimbăm nimic. Se vede cum a trecut gazonul peste această iarnă. Meciul Dinamo-Gazmetan Mediaș a fost ultimul eveniment sportiv care a avut loc pe arena națională, până la finala Ligii Europei, din 9 mai. În contractul cu UEFA s-a agreat ca până la finală să nu mai aibă loc alte evenimente, a spus Sorin Oprescu. Directorul de investiții din Primăria Capitalei, Bogdan Hreapcă, a declarat că actualul gazon nu ar fi fost înlocuit dacă arena națională nu ar fi găzduit finala Ligii Europa. La meciul inaugural, România-Franța, disputat în 6 septembrie, în preliminariile Euro 2012, peluza de pe Arena Națională, montată de firma Gama Verde a lui Adrian Oprișan, a cedat sub crampoanele fotbaliștilor, numeroase bucăți de gazon desprinzându-se pe toată suprafața acesteia. După acest meci, constructorul arenei și-a asumat înlocuirea gazonului și a optat ca lucrarea să fie făcută de o firmă olandeză.